Salut, prieteni! Dacă vă place să vizionați luptele între animale, atunci vă așteaptă așa imagini precum Kangalul versus 3 lupi flămânzi și alte bătălii incredibile. Să începem cu un moment într-adevăr nebun. În general, meniul unei pisici sălbatice africane include rozătoare și iepuri, dar acest prădător nu va refuza și o pasăre. Pisica a observat niște porumbei și s-a furișat neobservată către un gard înalt de beton. A atacat cu succes pasărea. Dar ce mai interesant doar urmează. Un șoim care stătea pe un copac din apropiere a observat asta. Pisica cu porumbelul în gură începe să fugă, dar șoimul și-a dat seama că astfel poate să prindă o masă 2 în 1. O ridică în aer, dar pisica scapă și se ascunde printre ramurile unui copac uscat. Prădătorul naripat nu se lasă bătut, așa că pisica decide să-i dea șoimului porumbelul și să scape cu fuga. Acest caz rar a fost înregistrat pe telefon direct din mașină. Oamenii au observat cum un lup pe autostradă urmărește o turmă de berbeci sălbatici. Ei au decis să vadă cu ce se va termina totul și au mai scăzut din viteză. Foarte rapid, lupul a ajuns turma din urmă. Ultimul berbec mic a decis să o ia prin pădure, dar a fost atacat de lup. Oamenii s-au oprit să vadă ce se va întâmpla în continuare. Lupul parcă s-a speriat, dar apoi a prins la curaj, a apucat berbecul și l-a târât în pădure ca să-l savureze în liniște. Mistreții deseori aleg drumurile, fiindcă pe ele pot observa cu ușurință prădătorii, dar de data asta se pare că planul porcului n-a funcționat. El mergea liniștit, ciugolind din iarbă, dar nu departe îl așteptau deja 2 leoaice. În momentul în care acesta s-a apropiat, una dintre leoaice iese din iarbă și își sperie victima, ca apoi aceasta să zboare direct în gura celei din față. Leii s-au descurcat foarte rapid cu acest porc. Iar în aceste imagini iernatice puteți vedea cum de un cerb destul de mare s-a interesat un coiot. Începe să facă cercuri în jurul lui, dar și cerbul încearcă să se apere. Într-un moment, coyotul reușește să se agațe de gâtul prăzii sale și să o dea jos. În zăpadă se leagă o luptă adevărată. Cerbul s-a eliberat, dar lupta lor s-a mutat în iarba uscată, unde acesta continuă să reziste. Videoul se întrerupe într-un moment dat, dar după cuvintele cameramanului, cerbul a reușit să fugă. Iată un moment filmat în grădina zoologică din Amsterdam, în țările de jos. Un stârc a aterizat pe teritoriul leilor, în speranța de a prinde un pește în iazul lor. La leoaică imediat s-au activat instinctele, ea s-a ascuns după copac și a început să se pregătească de atac. În momentul potrivit, stârcul care nu bănuia nimic a devenit prânzul leoaicei. După cum s-a dovedit, în acea grădină zoologică sunt foarte mulți stârci care uneori ajung aici, pe teritoriul unde sunt ținuți leii. Iată încă 3 momente asemănătoare, în același loc și probabil cu aceeași leoaică în rolul principal. Iar acest moment incredibil a fost filmat de o cameră de supraveghere, noaptea. 3 lupi flămânzi au înconjurat un cangal, chiar pe străzile orașului. Deși e un câine puternic, puțin probabil să poată face față a 3 lupi. Aceștia îl atacă și îl mușcă. Dar doar uitați-vă, dreptatea totuși e de partea câinelui. În ajutor îi sar încă 2 prieteni. Acum lupta e corectă, 3 la 3. Lupii au înțeles că nu pot să se descurce cu așa armată, așa că au fugit. Puiul antilopelor care abia s-a născut a fost atacat de o zebră nebună. Părinții încercau din răzputeri să-l protejeze, dar zebra oricum voia să-l lovească și să-l muște. Nu este clar așa comportament al zebrei, dar la urma urmei antilopele au reușit să se ascundă în tufișuri. Se pare că nebunia este la zebre în sânge. Masculul s-a aruncat peste puiul lui direct în apă. El a început a mușca de picior fără a atrage atenția la mama zebră. Lupta în apă a durat destul de mult, dar apoi puiul a scăpat și a început să alerge. Masculul agresor s-a repezit după el, continua să-l muște și să-l calce, până când el și mama lui nu s-au ascuns în tufișuri. Acest vultur călărește un varan în Parcul Național Kruger din Africa de Sud. Vulturul l-a prins cu ghearele sale și așteaptă să moară, ca să zboare cu el în cuib. Confruntarea a durat 30 de minute. Varanul era destul de mare. Avea undeva 1,5 metri lungime. La urma urmei a fost ucis de vulturul care a zburat cu prada sa. Pisica serval este unul dintre cei mai de succes prădători ai savanei africane. Căci chiar și la lei, fiecare al treilea atac e de succes, iar la serval fiecare al doilea. Auzul lor excelent și reflexele fulgerătoare deseori lasă prada fără șanse. În acel moment, serval a văzut ceva în iarbă și a sărit speriat. N-a fost norocos să întâlnească în iarbă un șarpe care ocupă locul 2 la toxicitate dintre toți șerpii de pe pământ. Acesta se comporta foarte agresiv, dar să ucidă așa reptile pentru aceste pisici e floare la ureche. După câteva lovituri cu laba peste cap, șarpele s-a calmat, însă peste câteva secunde acesta se răzgândește și atacă din nou. Pisica însă știe că nu trebuie să-și facă de cap cu acest șarpe, cred că scorul este la egal. Aici vedeți migrația a mii de cerbi în căutarea hrănii. Pe drum îi așteaptă multe pericole. Cel mai important pericol sunt lupii. Prădătorii trebuie să reușească să profite de șansă, cât aceștia trec prin teritoriul lor. Unul dintre lupi decide să atace o turmă întreagă, până va observa un exemplar mai slăbit. Un cerb tânăr s-a despărțit de restul și lupul vede clar scopul său. Prădătorul e rapid și în viteză maximă ajunge prada din urmă. Gata, lupul câștigă. Leoaica a auzit cum spre ea aleargă o zebră. Ce noroc! Nu trebuie să o prindă din urmă, pierzând energia. Zebra chiar a alergat direct spre prădător și a fost atacată de 2 leoaice deodată. Tot grupul de lei s-a aruncat peste masa proaspătă și zebra nu mai poate fi ajutată cu nimic. Prieteni, care a fost momentul vostru preferat sau care a fost cel mai înfricoșător moment, scrieți-ne în comentarii. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!